Vă salut! Astăzi o să filmăm aici la stupina domnului Ion. Și o să ne mai spună câte ceva despre tainele albinelor. Eu nu mă pricep deloc, eu sunt pe lângă oricum. Dar sunt un pic fascinat de treaba asta. Faină investiție cu scula asta. Ia uite-le. Hai să meargem și înăuntru, să vedem ce are. Stai că eu pe mine mă sperie când văd... Nu dau după ea, nu. Numai mi-e motârcă. Ah, ce fain e aici, ce miros. Așa ca să fii și... Gata, m-am echipat. Hai să întorc scula pe mine. Gata, suntem și echipați de scandal. Suntem echipați de scandal. Stai să vedem aici. Aici... Și asta e un fel de centrifugă. Da. Și aici bagi ramele frumos înăuntru. Și aici bagi ramele frumos. Și mierea iasă pe aici? Da. Aha, zoom. Uh-huh. Am înțeles. Foarte faină treabă. Și aici înăuntru la astea salbine. Salbine. Aici ai cuibul și aici ai capul de magazie. Magazia, am înțeles. Magazia de... Foarte fain. Foarte fain acum ai sar. Hai să vedem dacă tot. Acum ai sară. Acum ai sară, dar totuși o să facem un video special. Dar au zis domnul Ion că o să facem când extragem mierea, o să fac un video special. Și... Atunci ne explică mai multe despre albine. Acum doar am venit să verificăm un pic și eram pe aici și am zis să văd și eu cum stă treaba. Oh. Ele acum mai sară și... Da. Nu, că nu vreau să le stresez. Eu așa, oricum am o problemă cu gongele. Nu dau după ele. Încerc să fiu cât mai calm. Nu, că asta facem un film cu aerea. Facem, dar trebuie să-mi dai și costum. Da, da. Ca să fiu sigur că nu mă înțep. Am costum cu tot. Da. Am costume pe mărimea tasă. Și el se bagă frumos înapoi la loc, acolo. Pac. Gata. E la locul lui. Și astea când pleci la drum, astea le tragi, le învârți ca să nu poată să... Am înțeles. Și strângi de pe fluture și gata. Nu le facă mâine. Da. Am înțeles. Da. Astea am masa asta, se mută. Masa pe roți. O mut și trag pe ea, știi? Da. Am înțeles. Deci asta merge și într-o parte și în alta cât da, ține... Da, asta merge cam găuri pe aici, știi? Da. Poți să mut și așa invers, știi? Să lucru, trag ăsta și când o să am stupi sus, deja mă urc pe asta, știi? Asta se blochează singur, m-am urcat sus sau aici și pot lucra frumos pe masa aici, știi? Da. Aici, dar deocamdată n-am atâta stupi. Lasă că vine. Primul an. Vine. 30 din care m-am avut 20. Am înțeles. 20 ceva pe producție, restul slăbuț. Foarte faină. Vezi că am ăsta de zâmbul slab. Da. Am aici un... Aici ai. Ăsta cred că e cu furi. Ăsta iară. Da. Are ăla de acolo iară. Ăștia-s mai slăbuți. Am înțeles. Bă, dar e fain. Cântar. Ți-e frică? Cum, nate? Ți-e frică de albine, a? Da,
Ești gata, te-am pus pe YouTube. Zâmbește, zâmbește, my friend. Așa, aici, de exemplu, acum noi o să cântărim cât ori băgat albinele pe zi. Pe zi. Am înțeles. Deci ieri am avut la cântarul la... Ieri au fost la 50. Deci 50 de kilograme, cum ar fi venit. Cu totul, cu carcasă, cu tot, țac-pac. Și asta, în seara asta o să-l cântărim să... Nu, 50. Stai că nimic nu mai știu, stai să mă uit. Nu mai știu, am aici. Ieri a fost la 45. Am acolo, se vede. Da, stai să vedem, dar nu focalizează asta. Ca să nu creadă lumea că facem mijmașuri. Și acum, hai să văd cum. Bun. De ce ieri avea? 45. Hai că o să bag eu și eu telefonul acolo. Nu știu, nu prea. Lasă. Lasă că încerc eu acum. Să vedem ce e aici. Vezi că e cântat de la ripetor. Îți spun acum, 55. Atâta mi-arată 55 cântarul aici. Deci ori băgat astăzi 7 kg. Ieri 58. Ieri și astăzi, e care bine că a fost aici vârf. Deci ori băga cam 6 kg pe zi. Un... Bine, da. Deci numai o familie, ori băgat 6 kg într-o zi. Familia de pe cântar. Da, 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 de asta care e aici. Am acolo, ale mai puternice pe partea aia, 1, 2, 3. Deci astea primele 3? Nu, nu, de acolo încoace, alea sunt cele mai puternice. A, deci... Carnică, alea care sunt chiar sub masă. Carnica de la Transilvania, Carnica Transilvania, am o regină foarte bună. Da. Și toate astea lante care am, am 9 regine de carnică de la Totești, de la Flavius, cumpărate. Am avut și accidentul anul trecut, alea toate bagă bine. Ce am carnică, toate sunt foarte bune. Am câteva făcute de mine, iar carnică. Și restul mai danez, nu știu, merg rău de tot. La nu știu ce de făcut. Păi, eu anul ăsta vreau să fac investiții, să iau... E, să iei alte regine, să... Alte regine. Am înțeles. Numai să treacă perioada asta, să-l Deci... Nu, te gândești? Într-o zi, 7 kg de mere. 6. Uite, 5, 5. Zâmbește că te pun pe YouTube. Am plecat cu ele de acasă la... Când le-am adus vineri, vineri noaptea, sâmbătă noaptea. Da. Eu sub nicio formă nu știu. Hai că văd pe poze. Să punem aici sculele. Oricum o să facem un videoclip, cum o să scoatem miere și atunci... 20. În 20, așa suntem în 24. 20? 25. 20. Și am avut... Câte cântare au fost? 42 de chile. Deci 42 de chile. 20. În data de 20? Da. Adică se vede 42 acolo. E, aici jos unii da, linia da, roșie. Unii linia roșie. Da. Și astăzi ai 55. 55. Deci... La primele 20 nu prea mers. 13 chile. Da. Astăzi băgară cel mai bine, după ploaia de azi noapte, astăzi băgară fain de tot. Cred că astăzi e și vârful. Posibil. Crește, văd mâine seara. Oricum, când facem următorul videoclip, da, păi că nu fac, atunci trebuie să și povestești despre da, albine, da. Că sunt unii oameni care nu știu cât trăiește o albină, da, da, da. Cum eclozează o albină, deci, cum e treaba în stup, și atunci facem un video foarte fain. Aha. Îl facem. Găsi cântar, ce? Dar nu mergea. A, nu intra aici pe ăsta. Era mai... Am înțeles. Deci trebuie să țineți aproape pe canal, pentru că urmează un video foarte, foarte tare de aici, de la stup. Supărit, de când eram copil, am muncit mama și bunicul meu stup, dar primul an când fac pastoral cu camion. Da. Păi asta e și achiziție nouă, camionul anul ăsta. Anul trecut i-am adus tot aici.
Întefalcând. De menționat că suntem în comuna Baru Mare, județul Hunedoara. Da, e plin pe aici. Ei, în spate aici o să se vadă. Da, ui, Salcâm. E o zonă unde este Salcâm. Am adus iară stupii care i-am pregătit. Am stup slab care nu bagă. Da, da. Rădnam foarte bine, am luat după niște metode. Problema stupăritului că mă mult studiat carte. Învățat carte și acum e simplu că dacă... A doua zi era și jumate puntate. Regina, pe perioada asta, când are floră și are albina acoperătoare, ea pune 2000 de ouă în 24 de ore. Îți dai seama că ea pune de două ori jumate greutatea ei. Ea tot timpul e alimentată ca să facă ouăle alea. Dacă ai cântări ouăle alea care le face în 24 de ore, e de două ori jumate greutatea ei. Mai hrănită. O să facem un videoclip cu tot, acum e seară, noapte. Și să vă arăt cum lucrează. Și vezi că sunt, ea e și carpatina, care e socorcit ca orice animal, când sunt șovacă, dacă ei mulțesc din frați, să fac, nu-i... Acum ce-am achiziționat măci de calitate, alea da, merită. Alea merită, cei ca și la găini, ca și la voi și ca și la orice. Da, 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 rasă, dacă ai ceva de rasă, merge, merită. Dacă nu... Și bine, eu n-am cumpăr, când trăia maică-mea, aveam... prin coșniță, prin uleu, am eu acasă, vreau să fac un muzeu al apiculturii. Și trebuie să obseda de echipuri de deștea. Și cum scoteau că atunci, nu dea după ea. Nu-ți face, mă, nimic ca mă. N-ai treabă cu ea. Că dacă te vede că te-ai așa din mâine, atunci, dar nu, n-ai treabă cu ea. Că am un, mai ales carnica asta e o albină foarte blândă. Când e timpul culesului, eu nici nu trebuie, uite, cu pălăria aia de paia asta o cap. Nu mă înțeapă încă, mă rog să mă înțeapă, eu lucru la tricou și la pantalon scurt. Și mă rog să mă înțeapă câte una, că e bună la aromatism. Nu vreau, numai dacă nu, dacă lucru în perioade mai dificile, știi, și dacă greșesc. Mor două, trei deja sunt agresive, ele sunt, știi? Depinde și cum ești, cum e starea ta, dacă vii nervos la ele, mirosând a nespălată, a transpirație, a parfum, a țigări, a alcool. Nu-i bine. Deci nu-i bine. Eu acasă când lucru la albine fac un duș cu apă călduță, știi, și mă limpezesc bine, fără șampoane, fără parfumuri, fără tot și lucru, n-ai treabă cu el. Și tot secretul trebuie să știi ce vrei să faci în postul când îl ai desfăcut. Nu vin, bă, dar acum ce fac cu rama asta? Că tu atunci adegaji organismul tău un fel de stres, că ce faci? Ele deja te simt, că tu, bă, astăzi vreau să fac să introduc rame sau să verific de boci sau eu nu-i las să roiască, nu mi-ai roit de vreo 3 ani, n-am avut voi din copac. Păi și acum am care sunt semnate acolo cu X-uri care sunt mai puternici, care i-am mai puternici toți, aia le-am făcut câte o X, am și cu că ai scris, aia le-am izolat măcile, le țin vreo 15 zile izolate măcile, care au puiet, care am considerat eu, le țin vreo 15 zile izolate măcile și la urmă le dau drumul după ce fac prima extracție la Salcâm. Le dau drumul și atunci eu le scot din frigurile, să nu intre în frigul roitului. Nu ne găsesc poterașe foarte puține, dar nu am probleme cu roitul. Nu mă interesează să pierd. Că la roit, odată ce tu ai roit, ai multiplicat două familii, ai făcut două familii, dar nu mai culegi mere. Da, foarte normal. Foarte puțină culegi. Normal. Și atunci eu mă interesează mierea și roile mi le fac eu sau cumpăr dacă nu. Că mai bine ies cu ele cumpărate. Iau de la unul care se pricepe să facă regine de calitate, iau regină și îmi iau eu după Salcâm, iau o ramă, două, trei de puiet dintr-o familie bună și mi-am făcut roiul, 5, 6, 10 roiuri cât vreau să fac, dar nu le lasă să ducă prin copac. Uite, la mine nu fac barbă deloc afară. Aia e mai risitor sus, am plasă, ia irisire, am irisire jos, iară plasă, urdinișul maxim deschis, eu numai barbă îmi fac afară când extrag nerea, atunci plâng de ele după idolul ăla lor, priveghiul nerii, știi? În prima, când le-am extras nerea, atunci fac multe, ia afară, plângătoare, plâng de... Am aici că trebuie să pun un pic de polistiren și mai intră, vezi că mirul polistirenul și trebuie să-i pun să tai polistiren. El camionul e izolat tot cu polistiren. Da, pe se vede între ei. Nu ținem, mai trebuie să-i pun sus să mai arate așa polistirenul, dar
Lasă că e bine, ce e sus, că se poate pui ceva, dar... Și izolat cu polistiren și ăsta nu ține ca altare, știi, nu se încintă. Da, 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 pe nu se încintă tabla. Iarna ține cald, vara ține rece, da, știi, da, da. Și acolo sus pot să pun un pat, să dorm acolo, dar eu cam dată nu dorm. Da, da. Și ele, e o îngrăbată de istorie. Da, povestim data viitoare. Bun, până data viitoare... Stați aici cu ochii pe noi dacă vreți să aflați despre stupărit. Aerosol, super. Hai, vă salutăm și vă respectăm. Să măcar să și populez. Ne vedem data viitoare. După Salcâm. După Salcâm. Hai, v-am salutat. Vă trei zile și plec.